ne-am reîntors din pauza de reclame, dragii noștri. Sper că n-a durat foarte mult despărțirea de noi, pentru că acum ne-am reunit. Am vrut să spun ne-am revenit. Ne-am revenit, da. ne-am revenit din pauză și am revenit pe micile ecrane, da. Și trecem de la muzică populară la un alt gen de muzică un pic mai energică, să zic așa. Trecem de la muzică populară la muzică rock, hai să o spunem pe aia dreaptă. Rock în Iași Indoor 2017 își va deschide în scurt timp porțile și pentru a ne da mai multe detalii despre acest eveniment care a devenit deja o tradiție în Iași, l-am adus alături de noi pe unul dintre organizatorii evenimentului și unul dintre membrii trupei Bucovina, pentru că trebuie să-i dăm toate titulaturile așa de la început, că așa ne place nouă aici cu titulaturi. Este vorba despre Florin Țibu, care a acceptat invitația noastră. Este în platoul Iașul TV. Bună ziua și bine ai venit la noi! Bună ziua și bine v-am găsit și Iași TV Live și cei care vedeți emisiunea. Cum e? Mai e puțin și e cioc-cioc? Începe... Mai e puțin și mai e foarte, foarte mult. Pe măsură ce timpul scade, lucrurile care trebuie făcute se adună. Dar, da, vineri dăm drumul la treabă. De vineri până duminică o să fim până peste cap în metal. Da. Anul acesta se fac 10 ani de la prima ediție Rock în Iași Indoor. Da. A trecut timpul... Când îmi aduc aminte cum am început, la, cred că la baza de la Ciorbești se întâmpla primul Rock în Iași pe căldură năucitoare și ne gândeam, băi, n-a fost rău când s-a terminat. Ziceam, n-a fost rău, poate o să mai facem, mai vedem ce, cum o să meargă treburile. În 10 ani mai târziu... Nu că suntem foarte departe, dar măcar am învățat foarte multe lucruri. Deci... cresc șansele să facem treabă bună și în viitor. Și nu numai că au crescut anii, ci au crescut și edițiile de Rock în Iași, pentru că mă gândesc că ați pornit de la una singură și ați ajuns la mai multe pe an, așa. Da, într-un fel e o particularitate a festivalului, faptul că reușim să facem două ediții serioase pe an, una la interior, ceea de care ne apropiem acum, ediția indoor, și una în aer liber, festivalul pe care cred eu deja îl cunoaște măcar toată Moldova, cel din sfârșitul lunii mai. Au mai fost evenimente sub egida Rock în Iași, dar în principal încercăm să ne concentrăm pe astea două ediții, care se pare că până acum au atras cel mai mult public. Deci încercăm să nu schimbăm o rețetă care funcționează. Chiar dacă mie mi-ar fi plăcut să vorbim acum despre ediția outdoor, pentru că asta ar fi însemnat că vine vara. Vine toamna spre iarnă deja. E bine să vorbim și despre varianta indoor, pentru că na, mai vine Moș Crăciun, mai vine Moș Nicolae. Până la Crăciun vine România și indoor acum. Da, dar după, pentru că după outdoor vine vara, nu? Că e la sfârșitul lui mai. Fiecare din astea două ediții are o particularitate foarte importantă când vine vorba de a educa publicul. Pe de o parte e vorba de a-i scoate pe oameni din casă când vremea o permite și nu atât să vină pentru o trupă sau două sau cinci, să vină pentru un eveniment. Sunt oameni, mă rog, și în România a început chestia asta, când se anunță ediția următoare, punerea în vânzare a biletelor pentru o ediție următoare a unui festival mare, sunt oameni care cumpără direct biletul pentru festival, abonamentul. Nu interesează că nu s-a anunțat nicio trupă. Mergem acolo pentru eveniment. Asta încercăm și noi să facem, să găsim acel buton care activează spiritul gregar al publicului ieșean și să-i mutăm la evenimentul Rock în Iași, nu la un concert cu trupa X sau două seri cu trupe din străinătate sau chestii de genul ăsta. Să devină oameni conștienți că au un festival în Iași, care e al lor. Păi hai să vedem pe ce buton apăsăm în ediția de data asta. Cel mai mare și cel mai groaznic e Destruction, o trupă legendară de thrash metal din Germania. Nu sunt pentru prima dată în România, dar sunt pentru prima dată în Iași. Și o trupă de calibrul lor din zona asta a metalului încă nu prea a mai fost la Iași, din câte știu eu. E destul de dificil de lucrat cu ei pentru că... fiind o trupă mare, au niște cerințe foarte, foarte rigide. Iașul nu are o scenă de metal super dezvoltată, astfel încât pe partea tehnică de care mă ocup eu, am întâmpinat ceva greutăți, cred eu că le-am rezolvat pe toate. Dar cert este că lumea ar trebui să iasă din casă să vadă măcar Destruction, pentru că nu vin foarte des în România. Deci e o ocazie destul de rară. Mai avem trupe din Israel, din Ucraina, din Grecia, avem trupe și din Italia, plus trupe din Iași, plus trupe din alte orașe ale țării.
E un festival cu suficient metal, cred eu, pentru aproape toate gusturile. Deci asta ar trebui să fie prima idee la care se gândește lumea. Haideți să mergem într-un loc unde putem bea o bere, putem asculta muzică, poate descoperim ceva muzică nouă, ne adunăm mai mult și ne simțim bine timp de 3 seri. De fapt, cam asta e cum ar trebui să funcționeze modul unui om care merge la concerte, părerea mea. Și să spunem că în acest an concertele se vor desfășura alternativ pe 25. Da, beneficiind de logistica prezentă la Casa de Cultură a Studenților, putem lucra pe două scene. Scena principală va fi scena mare, scena Gaudeamus, iar scena secundară va fi în clubul Dublin. La fel, am reușit să structurăm programul în așa fel încât lumea să aibă timp și de o țigară și de o bere și de alergat între cele două scene. Nu mă aștept să fie un trafic enorm, adică în mod cert o să fie oameni care preferă să interacționeze și să profite de timpul pe care l-au între cele două scene, astfel încât, nu știu, să cunoască, să mai stea să discute cu trupele. La fel, o chestie foarte faină pe care o oferă Casa de Cultură a Studenților, faptul că trupele care sunt invitate au acces nemijlocit la interacțiunea cu publicul. Pentru că în foyer, după aia, pot discuta, pot face fotografii, pot semna CD-uri, afișe și alte chestii de genul ăsta. Deci, încercăm să băgăm cât mai mult eveniment într-un spațiu cât mai mic. Și lucrul ăsta cred eu că o să dea rezultate bune. Cât costă un bilet? Cât costă un bilet? Sau biletul... cât costă un... Aveți și abonamente? Cred că e cu intrare pe seară, dar prețurile vor fi modice, pentru că va fi și, cred că, o băutură inclusă în preț, ceva de genul ăsta. Adică festivalul ăsta niciodată nu și-a propus să fie un festival comercial. De asta apelăm cu destulă încredere la sprijinul unor instituții culturale, cum ar fi Centrul Cultural German, care e de 2 ani, 3 ani de fapt, e unul dintre cei mai solizi parteneri pe care îi avem. De asta apelăm la fonduri de la Primăria Iași, care se pare că încet, încet începe să manifeste un interes din ce în ce mai mare. Devine iubitoare de rock. Brand de rock în Iași, da, a orașului. Și mă bucură să văd că există un interes crescând. Nu vorbim de nicio minune întâmplată peste noapte, dar de bine de rău lucrurile funcționează. Mai avem un partener foarte important, vorba de firma Conduent, care a fost alături de noi la mai multe evenimente, nu e vorba numai de Rock in Iași. Prețul biletului, mi-e și rușine să o zic, adică... Ai spus că e modic. Da, per total ar fi undeva la un 5 lei bani pe care l-ar scoate un om. Adică, exceptând băutura. Scoțând băutura din... Nu, asta zic, scoț sau cu tot cu băutură, că atunci chiar mai veniți voi cu bani de acasă. Habar nu am, dar... cred că exceptând totuși. Cred că exceptând, da. Hai să fim serioși. Totul e cu circuit închis, adică noi nu facem lucrul ăsta pentru câștig. Câștigul e reprezentat de evenimentul în sine și de faptul de a-i scoate pe oameni din casă, de a pregăti eventual generații următoare de oameni care merg la concerte. Pofta vine un cânt. Așa e. E, da. E drept. Și câteodată vine prea tare. Da. Însă e o mișcare pe care noi am făcut-o zicând tocmai, hai să încercăm să facem un festival în așa fel încât să nu prea le oferim multor oameni motive de a nu veni. Adică nu poți să zici, dom'le, n-am bani. Da. Da, clar. Da. Adică, așa e. Probabil un om care zice chestia asta nu e în targetul nostru. E drept. Adică e un om pe care nu prea poți să-l scoți din casă. Și atunci, dacă el nu vrea... Păi nu poți să obligi, că dragostea cu Deasila se numește într-un anumit fel. Haideți să vedem un pic pe zile, pe fiecare zi în parte, cam ce ne pregătiți așa ca și program. Da, spre deosebire de alți ani, am și beneficiind de faptul că avem două scene, am reușit să facem programul ăla cât mai aerisit. Asta înseamnă că vor fi 3, maxim 4 trupe în fiecare seară per scenă. Și în seara de vineri o să-i avem invitați pe o trupă cu care am mai cântat pe un alt festival în țară, vorba de Diamonds Are Forever, care nici nu cred că au cântat prea des în Iași. N-aș băga mâna în foc să zic că n-au cântat niciodată, dar eu nu mi-aduc aminte. La fel, o trupă care cântă un metal
foarte contemporan, mă aștept să aibă o primire foarte, foarte bună. Seara de vineri, la fel, aduce și Bucovina pe scenă mare. Am zis că după un an și jumătate de lipsă din Iași, când am cântat asta primăvară, ne-am vreți dat seama... Vreți să deschideți voi balul. Ne-am dat seama că am lipsit prea mult. A trecut chiar un an și jumătate, nici nu ne-am dat seama. Am fost atât de ocupați încât nu ne-am gândit la chestia asta. Avem o distribuție și cu trupe de alternativ și muzică ceva mai îndepărtată de curentul metal. În principal lucrurile astea se întâmplă pe scena din Dublin. Nu e vorba de o separare atât de tranșantă. E pur și simplu o împărțire pe care am făcut-o încercând să distribuim cât mai bine toate chestiile astea. În seara de sâmbătă la scena mare avem doar trupe din străinătate, două trupe din Germania, e vorba de Distraction, care sunt și headlinerul festivalului, și de Fallen Horizon, trupe care cântă cu ei de foarte mult timp. Am impresia că au aceeași casă de booking sau ceva de genul ăsta, însă au mers destul de des împreună. Plus Enemy Inside și Hanua din Italia. Pe scena mică, să zic așa, avem două trupe foarte interesante din România. E vorba de Breedlust și de Within the Nova, din București, a doua trupe din Timișoara. Două trupe pe care eu personal le recomand, pentru că vin cu ceva ușor diferit față de lucrurile cam care se fac acum. Merită de văzut. Iar duminică, pe scena mare, avem o lansare de album. E albumul de debut al trupei Eșene Tenebre, împreună cu invitaților Eternal Fire din București, cu care și noi cântasem acum vreo 2 ani, cred că, sau 3 la București, în show-ul nostru mare de arene romane, și Eșene la Beauty and the Rat. Iar pe scena mică, duminică, o să avem Hired și Subliminal Damage, două trupe la fel din Iași. Fiindcă spațiul între cele două scene, distanța e mică, eu zic că fiecare poate ajunge fără probleme. Ca să nu se supere că a pierdut ceva. Cu tot cu pauză de bere. Trebuie să precizăm faptul că lansarea primului album al trupei Tenebre, în cadrul acestei lansări, Iaște Velaiful este partener. Bine, la fel ca și, ca și cum e partener cu tot festivalul, da. Pentru că an de an am încercat să ținem aproape de tot ceea ce înseamnă evenimente de bună calitate în Iași și încercăm să fim parteneri cu toată lumea care își dorește să ridice nivelul. Da, e foarte bine că există lansări de albume în cadrul festivalurilor, pentru că e vorba de o expunere mai mare pe care o are față de un concert de club albumul respectiv. De aici, vorba aia, valurile pe care le face o piatră aruncată în iaz ajung departe. E după cum vrea fiecare să muncească, dar e foarte, foarte bine. E un plus pe care îl avem în festival. În general, e foarte mișto când lansezi un album într-un festival, tocmai că e foarte multă lume îngrămădită în același loc. Da, eu vreau să știu ce mai face și Bucovina, că tocmai spuneai că de un an și jumătate n-ați mai dat pe la noi. Ce mai face Bucovina? Da, avem mai treabă. Mai și munciți dică. Ne ocupăm foarte intens de concerte. Am avut o sincopă datorată unui nemernic din Anglia. Ne-am înhăitat cu cine nu trebuie, ca să zic așa. Adică un tip care a vorbit foarte mult și n-a făcut mai nimic. Adică nu mai nimic, pardon, n-a făcut nimic. Știi că așa se întâmplă. Și totuși din chestia asta am reușit să desprindem niște lucruri foarte bune. Adică am luat legătura noi personal cu producători de concerte și turnee de pe partea britanică și de pe partea japoneză, pentru că trebuia să ajungem și pentru între 1 și 3 concerte în Japonia. E foarte bine că acum vom discuta direct cu oamenii ăia și o să vedem cum putem face lucrurile noi și să le facem bine din prima, fără intermediari. Lucrăm la album. În 2018 o să iasă un nou album. Habar n-am când, cred că tot undeva toamnă-iarnă, cum avem noi prost obicei să lansăm aproape ultimul album de metal din un an. Avem un concert foarte mare pe 9 decembrie la Arenele Romane. E deja, cred că îi putem spune și eluia tradiție, că e deja al treilea an în care facem sold out. Vin 2000 de oameni aproape la Arenele Romane la cort. Este o seară de balamuc total.
Pregătim festivaluri foarte multe în afara țării pentru la anul. O să cântăm în Germania, mai avem în Italia, în Franța ne cheamă lumea, dar deocamdată cred că Germania e ținta noastră pentru că acolo am fost primiți extraordinar. Dar voi nu vreți să vă mutați așa de tot, nu? Că tot povestești despre ce se întâmplă prin afara țării, mai mult decât pe aici. Învățăm foarte mult. Am fost acum plecați în toamna asta, am fost plecați într-un turneu în 7 țări din vestul Europei și am învățat foarte multe. Acolo scena funcționează într-un câtva diferit. Cum, mă rog, Germania având particularitate, o industrie întreagă a metalului, oameni care merg la concerte, am avut, când am în Erfurt, cred că media de vârstă era peste 45 de ani. Incredibil. Adică nu erau atât de mulți adolescenți sau tineri, pe cât erau oameni trecuți deja de prima tinerețe. Și care în continuare beau și se simțeau excelent la concerte, adică nu erau bine acolo pentru că ar fi pierdut un pariu sau ceva de genul ăsta. Și ne place foarte mult să cântăm în Germania. Am cântat anul ăsta de 3 ori deja acolo, în 2 festivaluri și un concert de club. Când vin nemții la tine purtând un tricou cu Bucovina înainte de a intra, practic, adică nu era cumpărat de acolo, era cumpărat de la noi de pe net. Asta e treaba foarte bună. Și de asta încercăm să cântăm foarte mult în afară, pentru că e vorba de expunere. E publicul un pic altfel, pentru că spuneai despre media de vârstă și atunci pe mine mă duce gândul la faptul că publicul e puțin mai educat, să-i spunem. Nu e știi ce neapărat educat, e mai avizat, pentru că scena este mai puternică, sunt mult mai multe evenimente, sunt și mult mai mulți bani pe care oamenii pot să-i aloce genul ăsta de distracție și asta se simte. Ce am remarcat e că nu prea poți să-i păcălești. Păi sunt avizați de asta. Oamenii simt energia care vine dinăuntru sufletului și reacționează pozitiv. Chestia așa cu păcăleala, cu hai să cântăm și noi ca să părem că suntem ca ăia, începe nici la noi să nu mai meargă foarte bine. Și asta mă bucur, pentru că forțează într-un fel artistul să fie sincer măcar față de propria persoană. Da. Vă propun să ne întoarcem un pic în timp, acum 2 ani. Când avea loc Rock în Iași, s-a întâmplat ceva la București. Da. Adică e vorba despre colectiv, acum o dau și eu la întors. A trecut 2 ani de zile, nu prea s-a întâmplat nimica, din punct de vedere... Adică nu prea a fost răstămen la răspundere, dar asta e altă discuție, nu intrăm în discuția asta. Sincer, nu prea s-a întâmplat mult. E trist, dar nu s-a întâmplat foarte multe. Și s-au întâmplat foarte puține din lucrurile care ar fi trebuit să se întâmple. Păi, exact. Asta am vrut să spun. Un lucru bun e faptul că nu se mai fumează în cluburile în care se cântă. Am simțit efectele benefice ale chestii astea pentru că, na, dăm 50-60 de concerte pe an și e mai ușor. Dar în rest, legea funcționează, da, ANAPU, dar și nu e vorba de asta cu fumatul. E legea care reglementează siguranța în spațiile de genul ăsta. Totul e făcut după ureche. Deci, ăsta e adevărul, nu are rost să ne ascund. Deci, cu alte cuvinte, nu ne-am învățat minte. Nu ne-am învățat minte. Cei care ar trebui să ghideze cu legea în mână, să ajute pe om, pe proprietarul de club, băi, hai să te ajutăm să facem lucrurile mai sigure, nu fac ce nimeni chestia asta. Omul vine și spune, nu, n-ai asta, te-am închis. N-ai asta, îți dau amendă. Nimeni nu spune, băi, hai să facem, haideți să haidem. Da? Ai o problemă. Băi, uite, îți dau atâta timp să intri în regulă. Sau, mai grav, oameni care nu știu să aplice legea, nici spiritul, nici litera legii, și, deci asta știu poveștile astea la prima mână de la proprietari de cluburi, unii dintre ei prieteni de ai mei. La prima strigare, când a venit așa zis un inspector, au fost niște sume colosale. Păi trebuia colosale să se îmbogățească și ei cumva, de nu? Ordinul până într-o 100.000 de euro pentru o nemernicie de club. De ce? Pentru că oamenii respectivi deschideau ceaslovul, să zic așa, băi, trebuie să ai asta, asta și asta, fără să înțeleagă, de fapt, cum ar trebui să funcționeze siguranța în spațiul respectiv. Apropiat foarte bun de-al meu, tot așa, și-a făcut un sediu de firmă. La prima strigare, zic, domnule, dar nu costă clădirea și terenul cât îmi ceri tu aici pe o nenorocire de depozit și cu un birou și un showroom.
Până când a ajuns la cei foarte puțini din Moldova, am înțeles că sunt doi. Doi inspectori ninja, să le zic așa, oameni care știu meserie. Și a venit omul, s-a uitat și a spus, aici trebuie să-mi facem întâi un perete ca să obținem două spații care se administrează apoi diferit, pentru că intră sub incidența altui prevederi din lege. Și se trebuie așa, așa, acolo văd că deja e bine și totul s-a dus undeva la 10-15% din suma care fusese strigată inițial. Deci se poate. Evident că se poate, dar pentru asta trebuie să fii educat și să vrei să faci treabă. Deci aici e problema. Iar uite, sunt ambele cluburi din Brașov, Rockstar și Crune Muzicale. Rockstar, știți că a fost închis 9 luni de zile. Am cântat în mare parte a cluburilor în care se cântă live în țara asta. Singurul loc pe care l-am văzut să poată rivaliza, nu zic să-l bată, să poată rivaliza cu Rockstad, a fost Hard Rock Cafe în București. Diferența de la astea două până de următorul clasat e diferența dintre, nu știu, Rolls-Royce și Dacia 1100. Da, e clară treaba. Și în condițiile astea, Dan de la Rockstad s-a chinuit 9 luni de zile până în momentul în care a zis, băi, nu mai există nimic în lege, absolut nimic, inclusiv ca în bancul ăla, băi, n-ai șapcă. Am și șapcă, dacă e nevoie. Nu mai aveți absolut niciun fel de a mă sabota. Acolo a fost un sabotaj, prostie și reavoință. Și până la urmă i-au dat avizul pentru 180 de oameni. Un club care e proiectat de la bun început. Eu știu asta pentru că sunt prieten cu Dan de ani de zile. Club care a fost proiectat cu 450 de oameni să se simtă bine și neînghesuiți. Nu păcate așa de lucruri. Da, deci birocrația în România ne omoară. Asta zic, nu s-a schimbat aproape nimic. Deci sunt 64 de oameni care au murit. Unul dintre ei era și probabil unul din cei mai buni prieteni pe care a avut festivalul ăsta, e vorba de Adi Rugină. Mă doare să zic, dar oamenii au murit cam degeaba. Cam da. Pentru că, de fapt, pe nimeni nu interesează chestia asta. Serios. Ăștia care sunt sus și care ar trebui, repet, să aibă grijă ca lucrurile să evolueze, n-au niciun interes să facă lucrul ăsta. Așa este. Mai avem un minut. Și ăla s-a cam dus. Vrem să totuși să adresez o invitație tuturor iubitorilor de rock, așa pe final de Iașul te vede, să fie acolo alături de voi și nu numai, alături de toate seriile de rock în Iași. Ce să zic, veniți la festival pentru că prezența voastră acolo e motorul care duce mișcarea înainte. Dacă voi lipsiți, noi fără public, noi zic organizatorii și trupele din țara asta, noi nu să putem face mai nimic de capul nostru, pentru că nu facem asta doar pentru noi, îl facem și pentru voi. Așa că eu zic să veniți, pentru că nu aveți absolut nimic de pierdut, din contrivă, doar de câștigat. Da. Îți mulțumim tare mult pentru că ai acceptat invitația noastră. Succes! Și să auzim de Bucovina cât mai sus, da. Pentru că așa ne dorim, sunteți ai noștri. Să mai cântați! Și vrem să ne mândrim cu voi pretutindeni, iar dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumim pentru că ne-a stat încă o oră în această după-amiază alături. Până săptămâna viitoare să aveți o minte aspră și o inimă blândă, suntem Laura Culubei și Andrei Ciobat. Și vă dorim numai bine, rămâneți, bineînțeles, alături de Iași TV Live. La revedere!